Am bătut o grămadă de drum ca să ajungem până aici. Mai avem încă 10 km la pas. Ne-au confiscat echipamentul la aeroport. Acum urcăm cu ce avem. Alpii italieni sunt din altă lume. Dar de ce teren minat pe aici? Toată energia ți-o storci din tine. Hai că mai avem un pic și ajungem la obiectiv. Bună dimineața! Suntem undeva în Alpii de Vest, în Italia. Mai exact, lângă lacul Como, un lac imens și înconjurat așa de munți. E foarte spectaculos pe aici, da. Ieri seara am pornit de la Cluj, am luat un avion până la Bergamo. De acolo am luat un autocar până în Milano. În Milano am închiriat ceva mașină, mașina asta din spatele meu, și am urcat în munți undeva, aproape de lacul Como. Aici am parcat și o vom lua la pas vreo 10 km până pe vârful San Primo. Ăsta e un vârf deasupra lacului Como. De acolo de pe el o să se vadă mare parte din lac, și în față, și în stânga, și în dreapta, așa de jur împrejur. Deci un avion, un autocar, o mașină și mai avem încă 10 km la pas. Deci acumulat 1500 de km, cam așa. No, hai să-i dăm bătaie. Da, primul lucru care îl observ așa din start e cât de frumos e amenajat aici. Gen, sunt vreo 3 parcări și sunt parcometre din astea. Le poți plăti cu cardul, cu monede, cu aplicație chiar. E 1 euro pe oră. Da, deci suntem în mijloc de munte undeva. Aici e un drum din asta cu o bandă și sunt 3 parcări. Dar din păcate noi nu avem cash și nu avem nici aplicația și nici semnal să o downloadăm. Deci o să mergem așa pe neveu, din păcate. Dacă ați fost pe vreun traseu în România, știți că la noi nu există așa ceva. Parcări și din astea. Așa, am adus tare multe după noi pentru traseul ăsta. Deci bocanci, rucsac, bețe și tot echipamentul de munte, practic. Toate trebuie să le cărăm pe avion și mi-am adus și niște gheare din alea, colțari. Dar, din păcate, mi-o confiscat de la aeroport, căci că n-am voie cu ei. Îi poți folosi ca o armă, gen. No, astea am rămas fără colțari. Acum va trebui să ne cumpărăm alte crampoane și tura ce vine o să știm. Da, acolo parcare, poate mai erau 2-3 mașini parcate și pe traseu deocamdată n-am văzut pe nimeni. Nu știu cum e situația cu urșii pe aici. La noi cum am venit cu avionul, nu ne-am putut lua spray-ul de urși. Sperăm să nu fie problemă. Alpii ăștia italieni. Ceva special. Dora s-a băgat pe dedesubt, dar ăsta se deschide frumos. Așa, uite. Ce scrie aici? Grație. Traseul pe care îl urmăm e cam de 20 de kilometri dus întors. Și diferența de nivel, cam 1000 și ceva, dar nu o să fie ușor. Uite ce avem aici în față. Da, e frumos, e spectaculos pe aici. Uite lacul, prima dată când îl vedem de sus. E un lac imens. Azi dimineața am trecut pe lângă el cu mașina cam vreo 50 de kilometri, cred că. Sunt orașe întregi pe malurile lui, au porturi și embarcațiuni care navighează așa de la un orășel la altul. Deci nu credeam că e așa mare. Eu mă gândeam că e ceva ca și Colibița de la noi sau Tarnița, dar e imens. E al doilea cel mai mare din Italia și e cel mai adânc din Europa, mi se pare. Cred că, nu știu. Uite, pe aici văd că a fost o avalanșă, mini avalanșă. Chiar pe unde n-are poteca, uite. Hai să trecem repede. Cel mai acolo în spate chiar era o cruce. N-am reușit să o filmez, dar trebuie avut grijă. Uite acolo
în față, Dora a luat-o înainte, din cauza la mini avalanșa aia. Eu nu m-am speriat așa tare, dar totuși dacă vine o avalanșă din asta, așa mică cum ea, te ia de pe picioare, gen. De asta am ales noi vârful ăsta San Primo, că e un vârf așa mai ușurel. Că aveam multe variante mult mai spectaculoase pe aici în zonă. Dar ne-a limitat, că am zis, bă, e periculos iarna. Trebuie să cunoști zăpada foarte bine, să te uiți după avalanșe, să te uiți la meteo înainte. Tot ce-i peste 2000 de metri iarna, ai nevoie de colțar, ai nevoie de corz, de pioleț. Deci nu te duci numai așa de nebun pe munte, că o pățăști. Se agravează situația. Aici e mai adâncă zăpada. Ți intră piciorul așa cumva în zăpadă. Te afunzi. Că e zăpada moale. Ha. Da. Aici erau bune niște rachete. Dar de unde atâta lux? Am rachete, dar s-a acasă în România. Și bine că nu le-am luat, că mi le arunca și alea. Și alea au niște colțari pe ele. Mă făceam de minune, mi-a aruncat tot echipamentul, gen. Nu puteam să le aduc pe avion. Mă, dacă îmi luam bagaj la cală și... Deci, da, deci nu-i de joacă. Foarte greu înaintez. Noi avem papuși de iarnă la noi, dar degeaba, că zăpada e așa moale și imediat alunecă. Ori alunecă, ori îți intră piciorul, deci nu e ușor. Dar e frumos, spectaculos pe aici. Aici cred că vara când e verde, e minunat. Da, Dumnezeu de să m-a îndreptat un pic. Am ajuns pe creastă oarecum și o să urmăm creasta până pe vârful San Primo. Deci o să mergem acolo inițial și după aceea dincolo, ăla e vârful. Și noroc am avut cu vremea. La meteo ieri zicea noros toată ziua și cu șanse de ploaie. Și acum e un soare aici de te bronzezi, ai nevoie de cremă solară. Aici pe creastă zăpada e mult mai mare și e mult mai greu de înaintat. Da, te duci și poc. Dar deci e teren minat. Da, deci până la genunchi. Îți rup piciorul pe aici, frate. M-am oprit să mănânc niște alune din astea și admir priveliștea asta faina de aici. Îmi aduc aminte de Colibița. Seamănă mult. Ce-i diferit e munții din prejurul lacului. Ăștia de aici sunt mult, mult mai înalți. Cel mai înalt vârf are 2600 și sunt mulți de 2400-2300. Bineînțeles că lacul Como e mult mai imens, de vreo 100 de ori mai mare. Dar în rest se aseamănă foarte mult cu Colibița. Exact de asta mi-aduce aminte. Zăpada asta și faptul că aluneci, toată energia ți-o storci din tine. Noroc că mi-a luat bețele, că era dezastru dacă nu. Acolo-i vârful, se vede ultima porțiune de cățărat. Hai că mai avem încă un pic. Hai! Monte San Primo. Am făcut cam 4 ore până aici, dar noi am ales traseul ăla de creastă. Tot am urcat, am coborât, așa. Cât e ceasul, Dora? 4 fără 10. Se întunecă la 6. La întoarcere o să luăm un traseu mai rapid, că dacă nu,
ne prinde noaptea. Da, deci după cum ziceam, din punctul ăsta se vede și brațul stâng al lacului și brațul drept, ci și în față cât vezi cu ochii. Noi înainte să venim aici am investigat un pic pe internet și ăsta se zice că e cel mai fain punct de belvedere. Cam ăsta a fost videoclipul cu aventura noastră de aici din Italia. Sper că v-a plăcut. La întoarcere nu mai are rost să filmez, că o să mergem pe traseul ăla ocolitorii prin pădure, nu prea e nimic interesant. Deci, ne auzim tura ce vine. Ciao.